Perfect. Salutare la toată lumea, Ștefan Raș de la Proiecte Diverse de AY. Suntem la episodul 2 de la autotransformator. Am reușit să-i schimbăm tija asta, n-am pus-o nici de fier, nici de bronz, nici de aluminiu. Luasem, făcusem rost de la, cum îi spune, groapa cu minuni. I-am prins ăsta aici. Nu știu cât de bine se vede. Un pic de macro. Urmează să-i punem cărbunașii care sunt făcuți. Am scultat la ei de m-am plictisit eu. Și după aia să ansamblăm toată cutia. Bineînțeles că trebuie ampermetre. Cred că o să le pun digitale. Mult mai simplu, mult mai rapid de livrat. Încă nu le-am comandat. Avem toată jucăria prinsă de carcasă. Și vedem ce și cum iese până la final. Băieții, din păcate am o veste proastă. Nu vă uitați la el că e ud, că n-a fost în piscină. Nu l-am scăpat în piscină. E scos afară, că n-am mai avut loc în atelier. Și l-am scos afară pentru că electricianul lupește prăjit, adică eu, nu l-a măsurat și el când l-am desfăcut în primul filmuleț. Am, nu știu, prostie se numește, cretinătate, imbecilitate, cum vreți să-i spuneți. Am crezut eu așa în el, că merge, n-are nicio problemă, problema sunt cărbunii pe care i-am refăcut într-un final. Aici e murdar, n-are nimica, oricum e de aruncat la gunoi. Primarul este într-un mega scurt și se trage, dacă se observă crăpătura aia acolo, aici a avut un șurub de dedesubt care când a scăpat sau l-au scăpat, că eu l-am luat scăpat cu cutia strâmbă de la groapa cu minuni, a perforat bobinajul. Nu știu de ce și ce caută bobinajul așa aproape, dar primarul este în scurt. Trebuia să verific de la început, v-am zis, prostia mea, îmi pare rău de el, n-am ce să-i fac, back to the dump, o să cumpărăm unul, nu mai sunt să pierdem timpul. Păcat că uite, am stat să-i fac toată jucăria asta. Am găsit până la urmă o bară de inox de la o imprimantă. Foia acolo taie frumos ca să-i bag agrafa asta sau șaiba de blocare, cum se numește, nu-mi vine cap în momentul ăsta. Am un lipsus sau un lapsus, cum vreți să-i spuneți. Așa. Partea cu cărbunii v-am zis o rezolvasem, dar din păcate nu mere. Nu mere și nu mere și nu vrea să meargă și îmi pare rău de el, dar n-am ce să-i fac, ajunge la gropiță înapoi. Asta e, știți cum e, dacă nu belești ochii, belești autotransformatorul, ca să zic varianta light, să nu zic pe aia normal. Asta este pentru că mașini. Data viitoare să verificăm. Îți zic. V-am pupat, te vedem la filmulețul următor.